Asiguratul care posedă cardul european de asigurări sociale de sănătate va beneficia de servicii medicale necesare în timpul șederii temporare pe teritoriul unui stat membru UE, din spațiul economic european sau Elveția, în aceleași condiții ca orice cetățean din țara gazdă. Însă, cardul european nu acoperă plata unui tratament medical planificat. De acest card european a spus că beneficiază orice persoană asigurată care este în tranzit printr-o țară din Uniunea Europeană sau poate ședea până la maxim 6 luni, dar serviciile de care beneficiază sunt numai cele de urgență sau de acutizare în caz de boală cronică, cum ar fi impactul în caz de cardiopatie ischemică sau o decompensare în caz de diabet. Deci nu se fac tratamente în baza cardului european. Există și câteva situații în care românii pot primi toate îngrijirile medicale în străinătate. Un exemplu ar fi dacă titularul cardului este angajat în țara membră UE. Formularul E106 se adresează elevilor și studenților care, dacă fac dovada reședinței și adeverinței de studiu, pot beneficia de tot setul de servicii medicale. Aceleași avantaje le au și cei care fac stagiu de cotizație în statul Uniunii Europene. Cel mai popular formular este E112 pentru tratamente și îngrijiri chirurgicale deosebite, care nu pot fi realizate în România. Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituțional, astfel spitalul la care mergeți trebuie să aibă contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate din România.